În atmosferă liturgică, la invitația preoților de aici, de la parohie, a Părintele Secretar Florin Pisculungeanu și a Părintelui Anania Avram. Biserica Sfântului Ierarh Nicolae de la Bolintin Deal este o biserică de o monumentalitate aparte și cu o istorie la fel însemnată. Părinții s-au ostenit, părinții de aici, Părintele Secretar, Părintele Anania, și-au spus chiar o monografie legată de Bolintin Deal, de personalitățile de odinioară care s-au născut, au crescut și au promovat cultură venite de pe, din aceste locuri, de pe aceste meleaguri. De aceea, astăzi, la hram, am vrut să fim împreună, să ne aducem aminte că pe lângă hramul istoric al Sfântului Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni, îl avem la loc de mare cinste pe Sfântul Muncenic Manuil, cel care, căruia Manuil Băleanu, unul dintre titorii acestei mărețe biserici, l-a gândit și l-a avut ca ocrotitor. Sfinții pe care îi prăznuim astăzi din 17 zile ale lunii iunie au fost sfinți militari, ambasadori veniți de undeva din îndepărtata Persie, Iranul de astăzi, în negocierile pe care Persia le purta cu Imperiul Roman, au venit ca ambasadori, ca delegați, undeva în Asia Mică, într-o localitate numită Calcedon, pe care teologii o cunosc ca fiind locul unde a avut loc cel de-al patrulea sinod ecumenic. Ei au fost puși în situația de a se închina idolilor și atunci au mărturisit că sunt creștini, ei născându-se dintr-o mamă ortodoxă care i-a și botezat, iar tatăl lor, persan fiind păgân. Au fost decapitați, au fost martirizați în vremea lui Iulian Apostatul, cărui domnie s-a terminat chiar în această perioadă, în secolul al IV-lea. Este un hram mai puțin cunoscut,
Cred că este una dintre puținele biserici din cuprinsul Patriarhiei Ortodoxe Române, care are ca ocrotitori pe acești mari mărturisitori, Sfântul Mucenic Manuil, pe Sfântul Sabatie și pe Ismail. Prea cu cerniciile voastre doresc să vă mulțumesc că ați venit astăzi la hram, pentru că enoriașii noștri buni, văzându-ne împreună, slujind împreună, rugându-ne împreună, se întăresc în credință. Sărbătoarea pică peste săptămână și cu toate acestea, dumneavoastră, enoriașii de la Bolintin Deal, ați venit să vă rugați pentru copii, pentru unii dintre ei care vor încheia în curând anul școlar, alții se pregătesc de bacalaureat, iar cei mai mulți dintre ei pregătindu-se, sigur, de admiterea în învățământul superior. Este bine de știut că cea mai mare faptă pe care o facem noi este rugăciunea. Și dacă există totuși o unitate de măsură pentru viața noastră duhovnicească, spirituală, aceea este rugăciunea. Cel care se roagă cu adevărat, spun Sfinții Părinți, acela este teolog și acela poate teologisi, respectiv vorbi despre Dumnezeu. Mă bucur că ați venit astăzi prea cu cernicile voastre, pentru că puteți să vedeți ostenelile enoriașilor și ale preoților de aici de la Bolintin Deal. Centrul pastoral, Sfântul Mucenic Manuil, care s-a ridicat aici în chitoria Bălenilor, este de importanță aparte și de frumusețe cu totul și cu totul ieșită din comun. De aceea îi felicităm pe Părintele Florin Pisculungeanu și pe Părintele Anania pentru activitățile frumoase pe care le desfășoară. Și vrem să le facem și noi un cadou. Părintele Consilier Barbu, parocul de la Palanca, săptămâna trecută, împreună cu Părintele Director de la Seminarul Teologic și cu copiii, am mers la munte în activitățile extracurriculare cu un grup de elevi de la seminar, la pensiunea Centrului Pastoral Casa Sfânta Ioana de la Bușteni, din Poiana Țapului. Episcopia a achiziționat o pensiune, având rolul de a realiza o coeziune între preoții noștri și, în mod deosebit, copiii din episcopia noastră, atunci când ei merg în activități la munte sau în alte centre pe care episcopia le-a gândit pentru ei, în mănăstirile din cuprinsul episcopiei noastre. Zilele trecute am avut bucuria de a simți un astfel de centru la Săbăreni, unde Părintele Sebastian Dragomir, diaconul nostru de altă dată, a ridicat un centru foarte, foarte frumos, cu bibliotecă, cu spații de joacă, cu activități, pentru activități destinate copiilor și, dacă Părintele Sebastian, tânărul de altă dată, a reușit aceste lucruri, într-o localitate mică, cum dar dumneavoastră de aici, de la Bolintin Deal, să nu aveți un centru pastoral pe măsura credinței dumneavoastră. I-am invitat și pe părinții, colegii de la Centrul Eparhial, spunându-le că la Varlam avem un alt fel de centru acolo, cu piscină, cu salon, de fapt cu un strand oarecum olimpic foarte, foarte mare, o livadă plină de cireș, unde copiii vor începe să meargă câte o săptămână, însoțiți de preoților, de profesorilor, la bălăceală, la joacă, pretext însă pentru a face cu ei cateheze, a îndruma, a corija ceea ce este de corijat în comportamentul lor. Pentru că, vedeți, noastre vremurile pe care le trăim cu toții, sunt vremuri cu care noi nu ne-am mai întâlnit. Dacă în perioada comunistă cunoșteam pe cei care promovau necredința, acum ideologiile neomarxiste, care se insinuează încet, încet și în societatea românească, sunt mult mai perfide și sub o altfel de mască, încearcă să deruteze copiii de la adevărata cale
de la gândirea noastră de creștini ortodoxi și de români adevărați. De aceea este foarte important ca preoții noștri să-și ia misiunea în serios. Ne bucurăm că aici la parohie, alături de Părintele Cristian Lungeanu, slujește Părintele Anania, care este și profesor, din coace la Ghionea, peste autostradă, la fel Părintele Ionuț Niță, finul Părintelui Paroh, are o activitate foarte, foarte frumoasă și o familie la fel de frumoasă, având doar 7 copii deocamdată, așa spune Părintele Niță, pe care încet, încet ne dorim să-l apropiem mai mult de localitate, nu că ar fi plecat. El cu sufletul este alături de Bolintineni, pentru că aici a cântat la strană, aici s-au născut primii copii. Iubiți credincioși, să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate și să fiți întotdeauna în biserică, să fiți în biserică alături de preoți, să ne rugăm pentru copiii dumneavoastră, pentru nepoții dumneavoastră, pentru că îi așteaptă vremuri cu adevărat grele, dificile, de mare, mare confuzie. Dar cuvântul Scripturii spune că cel ce va arăta până la sfârșit, acela se va mântui. Altă scăpare nu poate să vină decât de la Dumnezeu, care ne învață să trăim cu adevărat în Hristos, să facem bine și să urmăm calea aceasta a dreptei credințe, a ortodoxiei. Felicitări, Părinte Paroh, pentru tot ce ați realizat aici. Să vă dea Dumnezeu ani mulți, plini de sănătate și Doamne ajută să aveți bucurii sufletești. Iar pentru Părintele de aici, de la parohie, liturghia icoana Sfântului Ioan Gură de Aur, și la cărui Sfântă Liturghie o slujim aproape zile. A venit alături de noi Părintele Benedict de la mănăstire. Unde este Părintele Benedict? Deci pleca. Părintele Benedict de la mănăstire, de la conacul Drugănescu, unde vă invită împreună cu copiii parohiei, chiar spuneam Părintele Pistologian, să vă gândiți ca cu un grup de copii, de fete și de băieți, să mergeți la munte, la Bușteni, sau la centrul pastoral de la Varlam, dar în mod deosebit aici, unde osteniți noastră, la conacul de la Floresto Ienești, din satul Drugănescu. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să trăiți într-un mult și fericit an. Doamne ajută! La cel de-al doilea hram al Bisericii Vechi din Bolintin de Al, ne-am bucurat, iată, fiind în timpul săptămânii această sărbătoare de o prezență numeroasă a preoților și de prezența în mijlocul nostru a Preasfințitului Părinte Ambrozie, episcopul nostru. În cuvântul de învățătură, Preasfinția sa a menționat și activitățile frumoase catehetice care se desfășoară în această zonă de nord a eparhiei noastre, iar după Sfânta Liturghie, împreună cu părinții consilieri, cu părinții inspectori și cu ceilalți preoți, am vizitat Centrul Cultural Pastoral Emanuel Băleanu al acestei parohii. Îi felicităm pe părinții slujitori ai bisericii, pe părintele secretar Piscul Lungeanu și pe părintele Anania și Dumnezeu să îi binecuvinteze, să le dea putere de muncă ca să continue aceste activități frumoase.